Dacă respecti rețeta și nu ți-ai trimit turtă dulce, direct la tine în bucătărie. Wow. Mamă. Deci nu-mi vine să cred. Mă unge la sufletul ăsta. Uitați ce bine arată interiorul. Bună, nu glumă. Apoi cum era eu să vă refuz? Și plus de asta e dublă sărbătoare. Am făcut și eu 20.000 de abonați, 20.000 de pofticioși, cei mai buni prieteni și cea mai mișto comunitate de până acum. Vă rămân profund îndatorat și sincer să vă spun, vă mulțumesc din toată inima. De Doamne să crească și mai mult, să fie o comunitate de pofticioși peste tot în lumea asta. Dragi pofticioși, la rugămințile voastre și în semn de mulțumire pentru voi, m-am gândit să fac turtă dulce. Da, am primit câteva 10 de cereri de turtă dulce, ca să nu mai spun că și Constantin și cei mici ai mei vor turtă dulce, că vorba aia, se apropie Crăciunul și vrem să-l surprindem pe Moș Crăciun cu ceva special. Turtă dulce și lăptic. Așa se cade. Vestimentația de astăzi asigurată de Constantin, mare expert în modeling, după cum puteți vedea, a sortat firește cu o cravată nemaipomenită din beteală roșie și căciul al lui Moș Crăciun. Anul trecut l-a prins în flagrant când punea daruri sub rap și a negociat libertatea cu el. A zis, vrei să fii liber? Dă căciula. Și a dat căciula. Așa că am primit-o și eu acum pentru voi. Toate ingredientele ce le am aici le veți găsi acolo jos în descriere. Nu rămâne altceva de făcut decât să ne apucăm de făcut faimoasa turtă dulce. Pofticioșilor de turtă dulce, prima și prima dată vreau să mă ocup de 3 ingrediente ce fac într-adevăr turta dulce nemaipomenită. Și mai jumătate de nucșoară, foarte, foarte apreciată când vine vorba de turtă dulce. O pun aici. Aici am 8 cuișoare. Când vine vorba de cuișoare, vreau să-ți arăt un truc cum să păstrezi doar aroma și să scapi de tanin, de gustul amar de la cuișoare. După cum știți, cuișoarele au bețișorul și în vârf se termină cu o sămâncioară. Sămâncioara asta iei și o rupi. Asta e tot ce trebuie să faci. Asta o dai deoparte și asta o folosești la prăjiturile sau unde vrei tu. Aici avem doar aromă, iar aici avem și partea aia puțin amăruie. Așa că 8 cuișoare curățate vor sfârși aici, în mojar. După cuișoare și nucșoară, am aici 3 păstăi de cardamon. Când zic păstăi, nu vă referiți la o păstaie de fasole, ci o păstaie de genul acesta. Aici sunt undeva la, să spun, 2-3 semincioare. Pun și eu 3 păstăi de cardamon. Iau și le macin bine, 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 să fie o pudră fină. Mamă cum miroase, deja a început să miroase în studio de numai. Le presăm bine, 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 să iasă fin, 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 fin. Și să înceapă distracția cu mixul ăsta de condimente ce face turta dulce nemaipomenită. E o turtă foarte aromată, foarte parfumată, ca să nu mai spun de gustoasă. Pentru că vorba aia, prăjitura preferată a lui Moș Crăciun. Cât vom mai avea? Am aici 100 de grame de zahăr brun. Poți folosi orice zahăr brun vrei tu. Eu am aici un zahăr brun de palmier, cred. Soția mi l-a dat. Eu nu mă ocup cu așa ceva, ea știe care e treaba cu dulciurile. Dar tu poți folosi orice zahăr brun vrei tu. 100 de grame. Pun aici. Haide mă, dezlipește-te. Așa. E mai lipicios. Peste zahărul brun am să pun 200 de grame sau mililitri, dar cred că grame. Miere de albine se calculează în grame, nu? Parcă așa e. Deci 200 de grame de miere de albine. O pun aici. Iau tot, să nu rămână nimic pe margini, pentru că e valoroasă și e tare gustoasă. După care, 200 de grame de unt, la temperatura camerei și tăiat în cubulețe mărunte, ca să poată fi omogenizat ușor. Pun aici. După unt, două mici. Cât de mici le găsești tu, atât. Sau unul mai mare. Pun și eu aici. Unul e gata, doi e gata. Am terminat și cu ole, acum condimentele. Și am să încep cu cele mai cunoscute. Și anume, 2 pliculețe de zahăr vanilinat, adică zahăr fals. Ca să nu-i spun zahăr vanilat că v-aș păcăli. Pun și eu 2 pliculețe aici. După zahăr, puțină sare. Cât? O jumătate de linguriță. Pun aici. Sarea accentuează aromele, dar știți povestea. După care am să pun acel mix de condimente, compus din nucșoară, cuișoare și cardamon. Le pun aici. Apoi 5 grame de ghimbir pudră. O pun aici. Și 3 grame de scorțișoară. O pun aici. Aduc planetarul și să înceapă distracția. Iau și pun paleta. Și începem amestecatul. Am să amestec până când se omogenizează totul și devine așa ca o cremă groasă. Ia uite aici ce bine arată. A fost o amestecare de vreo 3 minuțele, nu mai mult. Am plecat la drum cu o paletă, m-am răzgândit și am pus paleta asta, telul acesta. Am să o scot și o pun pe cealaltă, veche. Urmează să pun 150 de grame de nucă măcinată. Da, s-ar putea să vi se pară așa un pic surprinzător. Ei bine, tradițional, în turta dulce națională, că vorba aia nu facem gingerbread, facem turtă dulce românească. Se pune, chiar dacă e opțional,
nucă. Eu am să pun 150 de grame de nucă pentru că, da, dețin și eu o carte de bucate mai interesantă. Așa că vin și eu cu o noutate, poate pentru mulți. 150 de grame de nucă măcinată. Pun aici. După care am să înglobez 600 de grame de făină, făină triplu zero sau făină pentru cozonaci. Am să pun jumătate acum și ușor-ușor voi adăuga până când încorporez toată făina în aluat. Pun jumătate, pornesc planetarul și revin cu restul de făină pe măsură ce o încorporez pasta. Începem ușor, după care putem mări treapta de viteză. N-a durat mult și pun și restul de făină. Uite așa, și dau iar drumul. Ia uite ce bine arată! Uită-te și tu aici cât de frumos s-a făcut acest aluat! Arată nemaipomenit, culoare este exact ceea ce trebuie și miroase de numa. Abia aștept să fac turtă dulce pentru Moș Crăciun. Aș era să uit! 5 grame de bicarbonat! Fuu, noroc că mi-am amintit! Altfel nu ieșeau turtele dulci. Uite așa, pun și bicarbonatul, chiar dacă mai târziu, dar e bine să-l pui. Hai și continuăm cu malaxarea. Aluatul acesta este destul de lipicios și se prinde de pereții vasului, așa că din când în când poți să oprești și mai curăți pereții vasului ca să nu-ți rămână, mai știu eu, zahăr sau miere de albine pe ei. Pofticioșul, gata cu aluatul, e momentul să-l scoatem, să-l țiplăm bine, să se calmeze și el puțin, să-și tragă toate aromele, făina și să-l pregătim pentru cele mai șmechere figurine de turtă dulce. Ia să-l desprind și eu așa, ciobănește de pe margini, că e foarte lipicios și am să-l pun pe această folie. Uite așa. Ia câtă ce bine arată. Apăs puțin pe el, dacă mai și pot să-l modelez puțin și mai bine, ca să omogenizez și mai bine totul. Atât cât se poate, nu? Uite așa trebuie să arate. Ca o plastilină. Asta e consistența ideală la acest aluat. Ia uitați și voi ce bine arată. Hai, cu el pe mijloc, îl împăturim bine. Uite așa, îl aplatizez ușor, ca să se răcească mai repede. Dedesubt, dedesubt, revenim. Și gata, pofticioșor, au trecut 20 de minute de când aluatul stă și se relaxează la congelator. După cum vedeți, nu e așa cum vă așteptați, e încă moale, dar e rece. Asta este important. Am să desfac țipla, presar puțină făină peste aluat, uite așa, și puțină pe blatul de lucru. Aici. Iau și răstorn, mai pun puțină făină și peste. Am să-l tai pe din două. O jumătate o dau puțin deoparte și mă ocup prima dată de prima jumătate. Dacă aș pune o foaie prea mare, ar fi greu de umbla cu ea. Așa că cu una mai mică e foarte bine. Am să întind foaia la o grosime de 4 mm, 3-4 mm. Uite așa. Și acum e momentul să facem formele. Am o tavă în care am pus o hârtie de copt. Aduc lângă mine formele. Am aici toate formele pământului. Și steluțe, și brăduleți, și omuleți, și inimioare, de toate. Am de toate. Și să începem. Hai să facem pentru început niște inimioare. Pun aici, apăs, ștampilez și o scoatem. Ia uitați ce frumos arată. Niște Moș Crăciuni și continui să mă joc cu formele până când consum cantitatea de aluat. Hai, ne vedem cu tava plină ca să nu te plictisesc prea mult. Una e gata, mă duc cu ea la cuptor pentru 12 minute la 180 de grade căldură de jos și de sus pe rândul din mijloc. Hai, ne revedem de grabă cu ele și vă arăt ce fac după ca să le fac și mai bune și mai frumoase. Revenim! Ah, și le mai putem face și în formă tradițională. Puțin rotunde, aplatizate apoi un pic așa și gata, turtă dulce. Iarăși cubulețul îl fac sferic, perfect, și îl păs pe el puțin cu palma. Ia ca așa. Arată exact ca forma tradițională de turtă dulce. Am umplut două tăvi, cred că ajunge pentru noi pofticioșii. Astea le duc la copii să se joace și ei cu formele, cât tare-ți doriți. Hai, mă duc și cu asta la cuptor, revenim de grabă cu ele gata. Un pic să verșesc pălăria și cât stau la cuptor să continuăm cu glazura sau ice glazing, cum se numește în termeni cofetărești. Hai să-ți arăt cum fac eu. Cea mai simplă versiune, atât de simplă încât nici nu o să-ți vină să crezi. Am aici un albuș de ou la temperatura camerei, îl pun în acest bol mai mărișor, ia ca așa. Îmi iau telul primit cadou de Moș Nicolae, cu care am să mă joc puțin prin acest albuș și am să-l bat cât pot eu, adică spumă. Ia ca așa, ce credeai? Spumă, spumă, ca la albuș bătut spumă? Nici pe departe, doar cât să rup puțin albușul și să-l aerez. Hai să punem zahărul. Și am să iau frumos și am să pun aici, câte puțin, până la consistența care îmi place mie. Urmăresc să obțin o consistență mai viscoasă, ca să pot să fac niște șnurulețe de aspect pe torta dulce. Cred că până la urmă o să meargă tot.
deja se leagă frumos. Dacă nu ești sigur pe albușul de ou, să știi că poți face trebușoara aceasta și pe baie de abur, ca să fii sigur cu albușul de ou. Cred că o să vreau un pic mai densă, un pic, nu mai mult, și voi pune până la urmă tot zahărul. Știu că ai văzut lăpticul la început și acum poate te gândești de ce nu l-am pus. N-aș putea spune că la derută, pentru că, sincer să spun, mă gândeam să fac un alt tip de glazură, în care era nevoie zahăr, zahăr pudră, puțin lapte, vreo 20-30 de mililitri și un sirop de agave. Da, poți face glazură și astfel. M-a convins soția că ar fi bine să merg sigur. Până la urmă a avut dreptate. Ia uitați și voi ce bine arată. Pofticioșilor, 12 minute pe ceas. Ia cătele ce bine arată. Am și brăduți și Moș Crăciun. Ce să mai, am tot ce-mi trebuie. Le las să se răcească și am să vă arăt ce fac. Pofticioșilor, marea decorare. Hai să decorăm și noi cum ne-o pricepe. Brăduții, inimioarele, Moș Crăciunii, Moș Gerilii, tot ce avem aici. Hai, am să tai așa puțin. Ia să-mi așez cravata că s-ar putea să mă încurce. E, na, așa e de Moș Crăciun. Și hai să decorăm. Un firicel subțire. Hai, pentru prima dată e bine. Continuăm. Sincer, nu mă vedeam făcând asta. I-a dat Dumnezeu peteală. Mamă, mamă, și globulețe. Uite și tu ce am ajuns să fac eu pentru Moș Crăciun. Cu căciula asta în cap și cu asta la gât, nici nu vă imaginați ce bine e, ce plăcut e. Mă gâdilă și capul și gâtul. Dar n-am ce-i face. Dăm înainte, cum să nu? Asta-s pentru soție. One eternity later. Pofticioșilor, gata și turta dulce. După cum puteți vedea, chiar e spirit de sărbătoare, avem tot ce ne trebuie. Suntem pregătiți pentru Moș Crăciun și abia l-așteptăm. Îl așteptăm cu brațele deschise să ne aducă de toate. Sănătate, belșug, voie bună, daruri și cum îmi doresc eu, același lucru vă doresc și vouă. Dragii mei pofticioși, haideți să degustăm aceste minunate delicii de Crăciun, dacă le putem spune așa, și anume renumita turtă dulce. Hai să gust și să vă spun și vouă cum e, poate cine știe, vă aduceți și voi aminte de copilărie. Eu sunt fan turtă dulce de genul acesta, așa că cu asta voi începe și am să vă spun dacă e sau nu ceea ce trebuie. Hai să vedem! Wow! Mamă! Nu mă așteptam! Sincer vă zic, nu mă așteptam. Wow! Wow, wow, wow! Deci nu-mi vine să cred. E atât de faină, atât de aromată, atât de parfumată, că seamănă exact cu cea pe care o mâncam când eram copil. Mă unge la sufletul ăsta. Uitați ce bine arată interiorul. E exact cum trebuie să fie. Și simți așa că se topește în gură. Mamă cum e! Wow, wow, wow! Bună, nu glumă. Dragilor, am făcut de toate felurile. Am și globulețe, am și purcei, am și Moș Crăciun și oameni de zăpadă. Am de toate. Ce să mai zic? Sunt de-a dreptul încântat. Cei mici ai mei nici nu vă imaginați cum au dat târcoale în jurul mesei. Abia, abia am reușit de mi-am făcut treaba. Dragii mei pofticioși, până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă, rămâneți de amintiri mereu pofticioși și să vă dea Dumnezeu sănătate și belșug. Crăciun fericit, sărbători fericite, v-am pupat, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Constantine, turtă dulce scrie pe tine. Hai, ia-ți gașca și la turtă dulce, tinere. Asta mă duc să o pun sub braț să-l așteptăm pe Moș Crăciun. Nu de alta, trebuie să apară. Mamă, de literată.